Okay. Nu știu dacă te zic asta, dar s-a făcut liniște, parcă, în sufletele voastre. Da? O să vedeți cât de frumos merge. Deci, da, ABCD. Parogramul. DAB. DAB e de 45 de grade. Ăsta de aici. Și ăla din ABD. A, B, D. Să ducem diagonala. Așa, ducem pe diagonala. Deci ăsta e de A, B, D, tot de 45. Ce lucru spune ăsta? Că e triunghiul isoscel, A, D, B. A, D, B, isoscel, adică de A e cât de B, da? De A cât de B. Vedeți? Nici nu mă uit mai departe, îndată trai niște concluzii. Dacă într-un triunghi două unghiuri la bază sunt congruente, triunghiul este isoscel, deci latele și ele sunt congruente. Și nu mai zice ceva, domn profesor? Mai vedem. Dacă e de 45? Și? Încă ceva, foarte bine punctează Mihaela. Deci dacă ăsta e de 45 și ăsta e de 45... Cum e triunghiul, Ani? Împreună toate unghiurile cât fac? 180. Și astea au făcut 90. 90 și ăla. E trebuie închichit o cel. E foarte important. Deci am câștigat niște informații suficient de interesante până pe asta. Dacă ar fi să aflăm area triunghiului ADB, cu cine ar fi egal area triunghiului ADB? E cu... Hai să zicem litere, cum îți place ție. Da. Cu A, D, ori DB. Asta. Categ. A, D, ori DB, pe 2. Deci cele două dimensiuni care fac adică unghiul. Adică două ori AD. Adică cateta 1 ori cateta 2. Așa vine. Cateta 1 de A, cateta 2 DB. Dar fără să țin mecanic. Cele două laturi care formează unghiul drept, înmulțite, da? Da. Trebuie să numesc catete. Cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Și cum era să formulezi, de două ori AD pe 2. Nu de două ori. Cateta ori cateta la, înseamnă cateta la pătrat, nu e adunat. Nu-i plus. Că dacă ar fi AD plus AD, ar face 2 AD. Dar e AD ori AD. Înseamnă AD la pătrat. Da? Grijă multe. Este greșeli care ne costă. Mă întorc în problemă. AB 16. AB este 16. AB este de 16. Atunci, automat, și de ce tot de 16? Care? A, de ce? Sigur că da. Neapărat că într-un panogram, laturile opuse sunt congruente, deci tot de 16, categoric. Și BC și cu AD de 8? BC. BC? Nu zice. BC și cu AD, nu ne spune, n-am voie să spun. De ce să zici tu că e de 8 și asta? Ce motiv? Hai să vedem ce motiv. De ce ai zis că ar fi jumătate din AD? Că așa te gândi când ești da. Ce motiv ai avea? Îți dă uneva în informații? Nu. Nu-ți dă. Mai găsuie. Mai mult decât îți dau. Și cum KB e congruent cu AD și AD e congruent cu DB, răzută DBC isoscel. DBC isoscel. Și el este triunghi isoscel. Deci BCD are 45, pentru că e paralel. DC e dacă paralel. Dacă stăm și analizăm, tu ai dreptate aici, nu? Secant ADB are așa 45. Așa și ăsta e tot de 45, ca fiind alterne interne. Da. Și ăsta e tot de 45, că e opus în panogram. Tot 45, cu alte cuvinte... Și ăsta e de 90, DBC. Și ăsta e de 90, era de așteptat. De fapt, uite, ăsta fiind două paralele. Asta e chiar înălțime, DB. În panogram, că este distanța dintre cele două paralele. Deci, dacă l-am privit pe panogramul ăsta, stând pe BC, ar fi baza ori înălțimea asta supra-altoi, da? Da. Dar el stă pe AB, că ni se dă dimensiunea asta AB. Și acum trebuie să găsim noi forță suficientă să putem ști cât este înălțimea. O ducem? S-o ducem, da. De deprim, da? De deprim. Dar cu cine e area egală? Copii, în paralel. La paralel. Ori H. Păi ci, cu cine? Zi exact. Concret aici. Cu DD1 ori 16. Ori AB. AB ori DD1. Deci AB ori DD1.
AB ori B de 1 sau mai este egală, tot atât de bine, cu cu BC ori BC ori DB. Corect. BC, când stă pe baza BC. Asta nu mai trebuie, nu? Aia că... Păi dacă zic BC ori DB și nu mai împar la 2, nu mai împar la 2. Atunci am prins cele două. Deci asta este area cui? A panogramului. Baza ori înălțimea, că înălțimea lui este DB. Deci egal cu BC ori DB sau AD ori BC. Deci nu are importanță, mă descurc foarte bine. Da, dar noi știm că AB e de 16 cm. Da. Noi știm că AB este de 16 cm. Și este... Cum aflăm area? Ne dă un... ne oferă unghiul de acesta. Ceva informația am căpătat, dar... De isoscel, nu? De dreptunghic isoscel. De isoscel. Nu degeaba isoscel, domn profesor, mă gândesc. Sigur că da. Înălțimea deci, aia cred că e și altceva. DB este cât AD. Asta mă atem ca informație, da? DB este cât AD. Dar nu-i cât DB, cât AD. Dar D-prim? D-prim e... mediană, bisectoare de toate, că e triunghiul isoscel. Deci D de prim pică la mijloc. Pe la mijloc, asta zic, isoscel, tot insist. Deci aici, unghiul ăsta, desenul nostru nu desprește realitatea. Corect. Deci dacă aș fi făcut mai corect desenul, să respectăm dimensiunile tot. Dar noi știm asta, că... Ia, haide să le iau deoparte. Da, vreți să luăm deoparte? Uitați, într-un dreptunghic isoscel. Înălțimea. Da, într-un triunghi de triunghi isoscel. Și haideți să vedeți, aici e D-ul, ăsta e B-ul și ăsta e A-ul. Da. Și vorbesc de cine? De D-D-prim, care pică exact la mijloc. N-am desenat-o prea bine ca să mai intru în colț. D-D-prim pică la mijloc. B, puneți B. Nu, acolo e bine, puneți latura B. Deci am luat desenul de aici și l-am pus în partea asta ca să vă fie și mai clar. Tot ăsta este de câte grade? Deci, de 16. De 16. Asta e 8. Asta de aici este de 8. Și asta e 8. Adică A de prim e de 8, de prim B e de 8. Așa. Atunci asta e și BC tot de 8. BC? BC. BC. BC-ul ăsta e tot de 8. Care e BC? Care BC are? De aici te figură BC? Deci dus aici, dar de ce este tot de 8? Nici eu am luat triunghiul ăsta, Adi. Aici, acum te concentrezi aici. Aia e 8, aia e 8. Deci unghiul ăsta e de 45 de grade. Da. Celălalt din aia e de 45. Ăsta e tot de 45. Când a dus înălțimea și mediană și mediatoare și bisectoare. Da. Dacă e bisectoare, ce înseamnă? Dacă e bisectoare? Unghiul ăsta... Era de 45-45. Opa! 45-45. Asta înseamnă că D de prim este cât A de prim. A de prim. Și A de prim cât este? 8. 8? Atunci și D de prim tot. Și D de prim e interesant. Noi eram nebuniți după D de prim. Ca să știm... înălțimea. Da, facem area. Deci e de D prim tot 8, dacă mă atrumbirea A de prim cu D și D de prim cu B, ar fi A de prim cât D prim B. Cât un prim ghisoscel, înălțimea este și mediană? Da. Și bisectoare? Da. Păi și unghiul din D era de 90 de grade?
Și dacă e bisectoare, nu îl împart în două unghiuri egale? Da. 45 o să fie unghiuri descrie, domn profesor, 45. 45 și 45 aici. Și atunci, unghiul A de prim D, nu e fi și el isoscel, la rândul lui? Și cum A de prim e 8, nu e și D de prim tot de 8? Da. Ca bună ziua. Am aflat pe D de prim, iar am înnebunit pe D de prim, nu știam cum să-l găsim. Tot de 8. Da? Și iată că D de prim este 8. Tot 8. Da? Și aria B. Și atunci zicem ce? Și acum aria paralelogramului. Aria B, C, D, egal cu... Da, AB care o cunoaște. Cât de deprim e 8. Adică n-am scris, n-am redactat. A, n-am redactat, de ce este de deprim? 64. Hai să spunem așa. 64, mă, 64. Între unghiul A, D, B. A, D, B. Avem A, D congruent cu D, B. A, D congruent cu D, B. A, D prim, A, D prim din noi dusă perpendiculară pe A, B. Rezultă că A, D prim bisectoare, nu? Într-un prim isoscel, asta am tradus. Într-un prim isoscel, înălțime, e bisectoare. A de prim, bisectoare. Și atunci, înseamnă că cum unghiul A, D, B e de 90 de grade, cu măsura lui A, D, B egal cu 90 de grade, rezultă din cele două că A, D, D prim, măsura lui A, D, D prim, A, D, D prim, egal cu 45 de grade. Da? Și dacă A, D, D prim, 45 de grade, și ăsta altul era D, A, D prim, și D, măsura lui D, A, D prim, este tot de 45 de grade, înseamnă, deci, că triunghiul A, D, D prim isoscel. Isoscel. Și dacă triunghiul este isoscel, cum A, D, de aici rezultă, de fapt, că A, D prim egal cu D, D prim. D, D prim. Și cum A, și egal cu 8. Centimetri. Și acum aria, nu, minunat, mă duc la aria lui ABCD. Aria lui ABCD egal cu baza, baza este AD, ori înălțimea DD prim, da? Ori DD prim. Și egal mai departe cu AD e 16, ori DD prim am aflat-o acum 8, face 648 128 centimetri de care? Pătrați. Centimetri pătrați. Hai, vedem o dată. Toată ideea înceapă. Să spuneți-mi unde a fost chestiunea de dichis la problema asta. Acolo, când măsura lui D' D' prim pică la mijloc. Da. Dacă nu sesizam că D' prim într-un triunghi isoscel, nu ai cum să faci problema decât cu toată informația. Nu degeaba autorul a spus că A, D, B este un triunghi dreptunghic isoscel. Adică A, D, cât D, B. Am dus înălțimea, că aveam nevoie de înălțime, aveam nevoie de valoarea ei, pică la mijloc, toată A, B e de 16, jumătate 8, și cealaltă este de 8, din cauza că... Deci, încă o dată, valorificăm ipoteza? Nu se poate face niciodată. Dacă nu înțelegem că nu avem nicio șansă să facem problema decât dacă ne uităm la ipoteza... Și chiar dacă din figură n-a ieșit, domn profesor, trebuie să ținem cont că isoscel. Sigur că da. Chiar dacă n-a ieșit din figură, bă, dar isoscel înseamnă că stai la mijloc. Sigur. Dar ne puteam da seama... Dar uite, mama, 45-45, domn profesor, o să scris. Da, bine, dar AD tu prime perpendicular și are 90, deci AD tu prime tot 45. Nu mai dă tu mă bune. Deci nu mai trebuia tu spui așa, că... ce spui? Vin 45, 40. D de prim? D de prim e
90, acolo îți faci da. 90, da. 90, da. 45. Și acum ai să fii 45 și ăsta e de 45 da. Rapid, nu? Ca să da. Nu mai spune că parte în două, zici iar, da, departe da, da, în timpul. Da, da, să ținem cont. Ia, ia asta spune da. Ca trimitere. Dar informația care era necesară, ți era necesară, minuna era să știi că ăsta e de 8. Da. Când prim, că tu știi când mai aveai deja, trebuia să știi că ăsta e la mijloc și că ăsta e de 8 și ăsta e de 8. Și atunci te duci și îi spui ăsta de 8 foarte repede, ca da. Să nu mai spui că cu bisectoare, exact. Cum se pierde în timpul. Înțeleg? Da. Repede, știi, că mai am două probleme. Nu da. Mai avem 20 zile. Două mai da, avem, da. Imediat. Mai avem 50 zile. Mâine da. Facem algebră, măi copii. Mâine vineri și mâine facem algebră. Deci mâine aveți numai geometrie, da? Da, mâine aveți geometrie. Și pentru... După aceea facem algebră. Dar haideți să insistăm pe ce ne trebuie. Dar noi să facem întâi că, bă, ce vrei, dragă? Da. Da, vezi că aveți dificultăți. Problema 11, de la 826. A, B, C, D, dreptunghi, în ipoteză. A, B, C, D, ipoteză, da? Dreptunghi. Dreptunghi. Da? Aria, aria de 20, aria dreptunghiului. Aria de A, B, C, D. Egal cu 28 de centimetri pătrați. Vedeți, aria, centimetri pătrați, da? Dacă M aparține lui AB, aparține lui AB, lui AB. Da, atunci. Atunci. Dacă, da. Da, dacă. Aparține segmentul AB din interior, nu? Da, așa, cu paranteză, așa, da. Da. Atunci, aflați area triunghiului DKM. Area triunghiului DKM egal cu cine? Da? Aia îl dă că mă egal cu cine? Arătă. Numai atât? Da. Deci hai să vedem un dreptunghi. A, B, C, D. Și mă aparține la B. Mă la întâmplare, nu spune la mijloc, nu spune nicăieri. Nu, zice mă aparține la B. Aici spune la A. Area lui D, C, M. D, C, M. Area lui D, C, M cu cine este egal? Adică dacă se plimbă M pe aici undeva, area rămâne M bun aici, M într-o altă poziție, triunghiul care apare are aceeași arii. Nu depinde de mult. De ce mă? Pe mâini pe AB, nu? La luat undeva. Ești tu pe mâini pe acolo, pe AB. Și de ce mă unești pe D cu mâini cu ce, da? Noi știm că area unui triunghi baza ori înălțimea supra 2. Așa. Și avem dreptunghiul de 28 de centimetri. Așa și este. Și putem să folosim cumva să-l împărțim la 3. Dar de ce să-l împărțim la 3? Că sunt 3 părți. Sunt 3 triunghiuri. Dar au aceeași arii. Aria astuia, crezi tu, este egal cu ăstuia de aici și cu ăstuia de aici? Nu. Sunt dimensiuni diferite. Nu sunt, dar n-ai cum să-ți propui să împarți la 3. 28 de centimetri. Area lui DKM. Păi dacă am arătat că... Cine este egal area unui triunghi? Hai să plecăm poate. Cu al triunghi. Deci area triunghiului DKM, ăsta care îmi se cere, este egal cu baza. Ce bază să folosim? Baza numai de DK. DK, foarte bine, DK. Stă pe baza DK. Ori înălțimea. Înălțimea din unde? Din M pe DK. Din M. Înălțimea din M.
pe DC, adică drumul cel mai scurs. MM1. Da? MM1. Da. Deci ori MM1 supra 2, nu? Da. Și egal cu. Ce reprezintă DC? DC este baza paralelogramului. Nu pare vrea dreptunghiului. Da, dreptunghiului. Este una din dimensiune, adică e lungimea. Da. Deci ar fi L mare ori... L... cu L mare ori H. Ori H. Nu? Sau ori L mic. Doar L mic. Ori L mic. De doi. MM1, MM1 este L mic. H-ul ăsta nu e tocmai L mic, cealaltă dimensiune? Da, da. Deci L mare ori L mic. Pe 2. Supra 2. Deci area pătrată va fi egală cu area paralelogramului. Nu-i paralelogram, e dreptunghi aici. Cu area dreptunghiului. Nu-i chiar area, că e și supra 2. Cu area dreptunghiului. Cu jumătate. Cu jumătate. Pe 2. Da. 28 pe 2. Deci egal, că cu mare ori mic fare și area dreptunghiului, deci vine 28 supra 2. 14. Egal cu 14. Și gata, am aflat. Centimetri pătrați. Ui, ce repede. Da, da, e poveste da. Aici. Povestea trebuie să înțelegeți că eu am plecat. Păi cine mi-e să cere? Area lui DCM. Dar DCM cu cine? În triunghi. Cu cine este? Baza ori înălțimea supra 2. Baza cine este? DC? Lungimea. Lungimea, da. Așa. Înălțimea. Lățime. Este lățimea. Și supra 2, că așa zice triunghiul. Da. Și când zice el mare ori el mic, e tocmai tot dreptunghiul. Da. Și tot dreptunghiul. Dunghiul îi împărțit la 2. Și da, da, deci, astea două care rămân, fac 14. Eu știi ce aș fi făcut? Ce? Eu n-aș fi cerut așa, să afle area lui de mâncă. Să se afle suma ariilor celor două rămase. Ai. Păi si. Suma ariilor. Vezi un profesor de magie? Apoi, păi, D, A, toi lățimii, D, C, ăsta, B, cât o lățimii. Suma ariilor ăstora. Păi dacă tot ăsta, 28, 28 și ăsta este 14, 14 și ăsta 2, 14. Mai adu-ți. Da? Deci eu n-aș fi cerut în problema aia lui D, M, C. Eu spun așa, fie M pe A, B, să se afli suma ailor D, A, M și cu M, B, C. Chiar să spun așa. Păi area lui D, A, M egală cu area lui D, M, M prim. Area lui D, A, M, care este D, M, M prim. Și area lui M, M prim, C egală cu area lui M, B, C, deci rezultă că e 14. Sigur că da. Ori așa raționând, ori dacă tot era de 28 miruna. Tot era de 28. Și ăsta e 14. Nu au rămas cele două adunate să facă 14. Da? Deci foarte rapid gândim. Da? Deci ați înțeles că era problema mai interesantă în varianta în care l-am propus eu. Da, care mi-a plăcut. Deci se află suma arilor celor două triunghiuri rămase. Da? Deci suma arilor celor două triunghiuri rămase. Imediat. Da. Următoarea problemă. Da. E scrie Luna. Îmi scriu la o fată care mi-a deranjat. Deci 15 de la pagina 126. 15 de la 126. Aria unui rom. În ipoteză avem aria unui rom este egală cu 100 de centimetri pătrați. Lui A, B, C, D egal cu 100 de centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Și în paranteză spunem că A, B, C, D, rom. A, B, C, D, rom. Da? Aflați în concluzie lungimile diagonalelor sale știind că deci aflăm D1 egal cu cine? De 2 egal cu cine? Știm noi, o să vedem până la toată. De 1 și de 2, cine da. Știm că una este de 2 ori mai mare decât cealaltă. De 1 egal diagonală... cu 2 ori de 2. De 1 egal de 2 ori de 2. Sau de 2 egal cu de 1 pe 2. Tot acolo e. Totul. De 1 egal cu de 2 ori de 2. Hai să facem... Doar atât e ipoteză? Atât. Să desenăm un... Am să răcă cred că suficient. Miruna, ca să vedem, face problemă. Eu fac un exist, domn profesor. Nu învățați să construiesc. Da, cum ați spus, duceți cele două perpendiculare. Da, așa am făcut. Așa.
mijlocul, da, perpendiculare, să le luăm congruente, așa, cele două diagonale. Acum cât le unim și iese rombul foarte. Da? Hai să zicem A, B, C, D. Așa spus. Așa am notat. Deci asta e diagonala 1, e de 2 ori cât diagonala 2. Asta e diagonala 1, D1. Deci A, D egal cu D1. Iar AC egal cu D2. Notăm mijlocul cu ceva în primul ăsta? Cu 8 mijlocul, da? Se cere autor să afle cele două diagonale. Știm că area. Știu area. Area rombului cu cine e gata? Area rombului. O romb. Da, a rombului. Păi rombul e paralelogramul. Păi așa. Ori dacă am dus Miruna, dacă v-ați fi uitat, ce am de făcut eu. A, da. Construim un dreptunghi. Pa, 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 pa. Dreptunghi. Și-a rămas patru în afară, patru în aici. Adică împărți la patru. Ori asta. Da, adică lungimi ori lățimi. Adică diagonala 1 ori diagonala 2. Da. Da? Adică diagonala 1 ori lungimea ori lățimea. Diagonala 1 ori diagonala 2, supra 2. Da. Supra 2, că rămân parte din ele afară. Jumătate. Ne făcut deci, toată problema. Deci aria, cui? Aria lui A, B, C, D, egal cu D1 ori de 2, supra 2. De 1 ori de 2 supra 2. Da. Adică lungimea ori lățimea pe 2. Și, noi, și egal cu 100 în problemă. Da. Adică de 1 ori de 2, de 1 ori de 2, egal cu 200. Da. Ca asta ce ar uita, da? Și acum... Păi de altă parte m-am... Știi că de 1 egal cu 2 ori de 2. De 2 ori de 2. Ori de 2. Da. Ori de 2. A, și acum înlocuim, da, da? Și în loc de 1 zic 2 de 2. 2 de 2 ori de 2 egal cu 200. Și de 2 egal cu 10. Adică 2 ori de 2 la pătrat. Că de 2 ori de 2 înseamnă de 2 la pătrat. Fac 200. Adică de 2 la pătrat. Împar prin 2 și vine de 2 la pătrat, fac 100. Și cine e la pătrat? 10! 10! Adică de 2 e 10. De 2 egal cu 10. De ce? Centimetri pătrați? Da. Nu. De 2, 10 centimetri pătrați. Nu? Da, Miruna. Da, iar uite. Păi te întreb. Ce? Centimetri pătrați sau centimetri? Sau nimic? Centimetri. Ce este de 2? Centimetri. De 2 este lungimea, mă. Lungimea cu metru. Da? Păi tu ai zis. De 2 egal cu? De 2 egal cu 10. Lasă, nu e important ce am zis. Important că nu v-ați bulbuit. Exact, deci de 2 de 10 cm, iar de 1, cât este? De 1 este egal cu 20 cm pătrați. Dar de ce cm pătrați? Păi eu vreau să văd dacă sunteți atenți. Centimetri, domnul! Așa, centimetri. Deci de 1 și de 2, asta e dimensiuni, lungimi, și atunci înseamnă centimetri. Tema au terminat, domnule. Cât e 28. 28. Deci acum. Gata, așa e. Deci e sinteza. Sinteza. Facem sinteza. Sinteza, domnule. Sinteza, zile de azi. Sinteza. Zile. Ari. Ari. Deci, bun am făcut. Ari. Păi dezamăgit, e rău de ceasă. Ari. Okay. Pentru drepturi. Pătrat, romb, paralelogram, triunghi, ce-a mai fost aici? Am mai avut linii importante într-un triunghi isoscel. Corect.
Acolo, că corect. Dacă nu știam imediat, mediator, nu puteam să facem. Ne-a mai adus aminte, domn profesor, da. Uită. Linii importante. În triunghi. Rapoarte și proporții. Șirul acela, când a zis că aria este, da, indiferent pe ce bază stă, exact. E șir de rapoarte acolo, da? Corect. Deci, trei. Șirul de proporții, mai degrabă. Proporții. Aria văzută în mai multe moduri de exprimare. Sunt pe fiecare din latul acela. Cam asta să lăsăm. Așa. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe proful noi și o seară bună în continuare. Nu uitați de like și share! Așa se facă, colegii, prieteni, așa. Dă un pic de apă, că...